Malta e o insulă în leagănul civilizației și pentru că toată lumea știe că Mediterana a fost locul unde toate civilizațiile s-au învârtit. Răzvan a recunoscut că îl fascinează istoria, dar nu îi place să se plimbe prin muzee așa cum face tatăl său, pentru că este un tip mai comod. Sunt destul de interesat despre istorie, îmi place să citesc mult cărți de istorie, nu mă duc ca el prin muzee. Întrebat dacă știe câte ceva despre Malta, în prima fază Răzvan a ezitat, dar a dat amănunte precum un profesor de istorie. Dacă n-ar fi fost Malta, poate acum am fi fost sub dominație germană. Mă rog, știu că aici la Malta în 89 s-au pus bazele noi ordini mondiale.